Echipa de fotbal Steaua București s-a reunit cu speranțe pentru noua ediție a Ligii a doua. Cu un lot care va mai suferi încă multe modificări, antrenorul Daniel Oprița este convins că următorul sezon va fi mai dificil decât precedentul, dar obiectivul rămâne același, clasarea pe unul dintre primele două locuri. Trebuie să fiu optimist, cu gânduri bune, să sperăm că vom reuși. Lucrăm la lucrul ăsta să facem din nou o echipă competitivă pentru următorul sezon, să ne clasăm în primele două. Asta e obiectivul meu. Mai departe vom vedea dacă vom reuși să convingem să vină jucătorii pe care ni-i dorim. E destul de greu. Încă mai avem problema asta cu dreptul de promovare, care încă nu s-a rezolvat și nu mi-e ușor, mi-e destul de greu. Care sunt numele noi care au semnat deja cu echipa Steaua? Pop, Portaru, Frânculescu, Buziuc, mai suntem în discuții, nu pot să spun acum, am discutat și cu Vârtej, fundașul central, dar ne-am înțeles, Dobrescu, care și el va semna acum contractul, mai un jucător din Spania care a semnat și el contract. Steaua va face prima parte a pregătirii în București, urmând ca în luna iulie să efectueze un cantonament cu meciuri amicale în Bulgaria, acolo unde vor participa și 5 dintre jucătorii de la echipele Academiei Steaua. Vor fi tot aceiași care au fost și în sezonul trecut. Raicu, Pletea, Portar, David Matei, fundașul central tot de la Under 17 și Florea. Sperăm să primim o veste bună ca să avem alt entuziasm, alt chef de începerea campionatului. Unul dintre jucătorii nou veniți la Steaua este Alexandru Buziuc. Atacantul de 29 de ani are experiența primei ligi și își dorește ca împreună cu Steaua să se întoarcă în primul eșalon. Ce așteptări ai de la noua ta echipă? Cel puțin la fel ca sezonul trecut. Să terminăm în primele două și sper ca la final să reușim să promovăm. Am încredere în proiectul pe care mi l-a propus și ce cred că ne dorim toți, nu numai eu și Mister, cred că tot grupul își dorește ca la final să jucăm în primul eșalon. Acolo este fotbalul mai frumos. Cel mai vechi jucător al Stelei, portarul Horia Iancu, știe că urmează perioada grea de pregătire, dar gândurile se îndreaptă tot spre dreptul de promovare. Să sperăm că până la începutul noului sezon să se schimbe ceva și să aflăm și noi în sfârșit că putem promova. Este cea mai grea perioadă, dar din punctul meu de vedere cea mai grea este cea de după vacanța de iarnă. E și frig, terenurile sunt înghețate. Acum e frumos că e vremea bună. Un mesaj pentru suporteri? Să vină alături de noi, la fel cum am zis înaintea fiecărui sezon, înaintea fiecărui retur, să fie alături de noi cum au fost până acum și să vină număr cât mai mare, că noi suntem Steaua și sperăm să ajungem în Liga 1.